Dragi copii, povestea pe care o veți asculta astăzi se numește Broscuța testoasă Tobias a învățat cum să-și controleze furia. Așadar, este o poveste despre emoții dificile și despre felul în care le putem face față. Într-o zi, Broscuța testoasă Tobias s-a gândit că și-ar dori să se joace cu ceilalți prietenei lui, Pufi și Ami. El a pornit în căutarea lor și a găsit lângă lac. Pufi și Ami se jucau cu mingea, dar broscuța noastră voia să se joace alt joc. Eu propun să ne jucăm altceva. Ce zice să ne jucăm de supereroi? Păi asta ne-am jucat și ieri, a spus pisicuța Pufi. Dacă vrei, poți să te joci cu mingea cu noi, a spus veselă cățelușa Ami. N-am niciun chef de jocurile voastre. Dacă nu vreți să ne jucăm, atunci eu plec. Nu lasă că le arăt eu lor. S-a gândit broscuța și a sărit într-o baltă astfel încât toți ceilalți au fost murdăriți de noroi. Dacă nu vor să se joace cu mine, atunci nu mai sunt prietenii mei. Tobias s-a îndepărtat cu gândul de a mai găsi o modalitate să-și pedepsească prietenii pentru că nu au vrut să se joace de-a supereroi. Cum mergea prin pădure, bosunflată și bombonind că nu are prieteni, Proscuța s-a întâlnit cu vulpoiul cel înțelept. Vulpoiul s-a uitat atent la Tobias și i-a spus Văd că ești tare furios. Ce s-a întâmplat? Nimic, a spus Broscuța pe un ton nepoliticos. Ei, dar ceva tot s-a întâmplat. Dacă nu s-a întâmplat nimic, atunci cum de ești așa de furios? Hm. Păi aveți dreptate, domnule Vulpoi. Am vrut să mă joc cu prietenii mei și ei nu au vrut să fim supereroi. Au vrut să se joace cu mingea. Și i-am împroșcat cu noroi. Ha! Ah. Și asta este ceea ce îți dorești? Să nu mai fie prietenii tăi? După ce s-a gândit, Tobias a spus. Eu vreau să fim prieteni în continuare. Vulpoiul cel înțelept s-a uitat la Tobias cu atenție. Hai să-ți spun un secret. Nu am fost întotdeauna așa de înțelept. Am învățat și eu multe lucruri de la o broască țestoasă. O broască țestoasă? a întrebat Tobias mirat. Da, era o broască țestoasă, foarte bătrână și înțeleaptă. Și eu eram furios ca tine, pe prietenii mei, iar ea mi-a spus cum aș putea să fac să nu mă mai supăr atât de tare. Wow! a strigat Tobias încântat. Și eu vreau să știu asta. Atunci când simți că te înfurii, respira adânc de trei ori. Acum facem asta împreună. În timp ce respiri, îți imaginezi că aerul îți ajunge până în vârful degetelor. La mâini și de la picioare. Doar atât? a întrebat broscuța Tobias nerăbdătoare. Stai, stai, nu te grăbi. Acum imaginează-ți că intri în carapace. Asta e ușor, a spus Tobias cu mândrie. Acum gândește-te la motivul pentru care te-ai supărat. – Am gândit că sunt răi și nu mai sunt prietenii mei pentru că nu vor să se joace ce vreau eu. Uh – -huh. Acum gândește-te ce ai putea să faci ca să nu se supere pe tine, iar furia ta să te elibereze. Tobia s-a mai gândit o vreme în timp ce inspira și expira, după care bucuros a anunțat că a găsit răspunsul lui. – Știu! Cred că aș putea să le spun că eu prefer să mă joc un alt joc. Doar am și alți prieteni, nu? Bravo, Tobias, sunt mândru de tine, a spus vulpoiul. De acum înainte să nu uiți să fii și tu o broscuță înțeleaptă. Mulțumesc, domnule vulpoi, așa am să fac. Tobias a pornit înapoi către lac. Gândul să-și ceară scuze pentru modul în care s-a comportat, iar de acum înainte să înceapă să fie un prieten adevărat. Sfârșit.